găsit! Primarul Sucevei Ion Lungu a anunțat că lansează o colectă publică pentru echipa de fotbal Foresta până pe data de 18 mai. El a făcut un apel către toți iubitorii de fotbal să ajute la salvarea echipei care are la bugetul de stat o datorie de 300.000 de lei. Edilul a menționat că el va fi primul care va dona pentru clubul Foresta suma de 1.000 de lei. În cadrul conferinței de presă de joi 4 mai, primarul Ion Lungu a declarat că ultima șansă a echipei Foresta de a mai primi bani de la bugetul local al Sucevei, respectiv 1,5 milioane de lei, cât sunt prevăzuți în buget pentru fotbal, este pe 18 mai, când va avea loc o nouă sesiune de atribuire a finanțărilor nerambursabile. Primarul Sucevei a venit în sprijinul echipei și a inițiat o colectă publică pentru ca echipa de fotbal să-și poată achita datoriile de 300.000 de lei către ANAF. Am văzut în această dimineață un SOS disperat a celor de la Foresta pe presa locală. Sigur, toată lumea se uită la primărie, toată lumea se uită la primar. Așa cum am spus, noi trebuie să respectăm legea. Totuși, în calitate de iubitori de fotbal, în calitate de doritor ca această echipă Foresta să rămână în continuare și este păcat de Dumnezeu să nu se întâmple așa, inițiez un proiect de colectă publică. Deci noi vom avea următoarea licitație pe fondul nerambursabil la care poate participa Foresta pe data de 18 mai. Mai avem la dispoziție 14 zile. Deci Foresta trebuie să aducă certificat la finanțe să poată participa la licitație. Fac un apel la toți iubitorii de fotbal, persoane fizice, persoane juridice, oameni de afaceri. Am avut în această dimineață o discuție cu conducerea clubului Foresta. Sunt de acord să ne comunice un cont, să facem o colectă publică. Eu, primarul, voi dona primul 1.000 de lei pentru salvarea echipei Foresta. Avem la dispoziție 2 săptămâni. Edilul sucevean a subliniat că banii vor ajunge într-un cont al clubului Foresta, din care se va plăti datoria la ANAF. El a dat asigurări că acești bani nu vor fi folosiți în alte scopuri. Acești bani, lipsit de expresia academică, nu-i atinge nimeni. Merg într-un cont la Foresta, se depun banii la bancă, nu banii cash. Din contul la Foresta merg mai departe la finanțele publice. Deci eu sper, îmi pun speranța ca în aceste 2 săptămâni să putem strânge o sumă de bani în așa fel încât clubul Foresta să poată participa la licitație la primărie, să putem salva acest club. Am mai câștigat niște puncte acolo, undeva, nu știu, pe locul 10 sau 11 sunt. Eu zic că este bine să avem echipă de fotbal la Suceava, sunt foarte mulți iubitori și eu ca primar mai mult de atât nu pot să fac. Totodată, primarul Ion Lungu este de părere că dacă ar fi măcar 500 de oameni care vor dona în contul bancar ce va fi comunicat de conducerea Forestei, echipa nu va mai fi desființată.